cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mor. Bună dimineața, bine v-am regăsit la cafeaua de dimineață. Astăzi vorbim despre un element care a ținut lumea, ca să spunem așa, în jurul lui, s-au învârtit oamenii tot timpul, pentru că este strălucitor, pentru că este scump și pentru că au râvnit la el de-a lungul timpului toți. Vorbim despre aur. Aurul pentru români a fost întotdeauna un ajutor și un blestem. Aur, munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă, se spunea în zona aceea Ardealului, în care avem foarte mult aur. Încă avem, nu-l exploatăm. De ce? De chichi, de sanchi. Ce ne trebuie nou aur? Îl păstrăm pentru o eventuală generație viitoare, mă rog. Între timp, după ce romanii au luat aurul din Dacia și au făcut petreceri, sărbătorind victoria, luni de zile, după ce austriecii au luat aur și, mă rog, așa, după ce turcii au luat aur de la noi sub formă de tribut haraci, etc., iată că acum avem aur și în politică. Aur care, să recunoaștem, a fost simpatizat la un moment dat de foarte multă lume și probabil că este simpatizat de foarte multă lume pentru că a venit în politică și ne-a spus că are principii. Principii de la care nu abdică. Dom'le, au venit oamenii ăștia și au zis: Doamne, noi, credință, noi, familie, noi, tradiții. Deci niște principii, și suveranitatea României, nu renunțăm la ea, nu facem, nu nimic. Și nu privim cu blândețe la partidele care au distrus România. Nu primim niciun fel de șmecher din partidul ăla care vine la noi să ne pângărească principiile noastre. Deci, subtitulatura de aur, da? Aveam un partid care are aceeași puritate ca și aurul. Nu mai contează că șeful partidului, altfel un băiat simpatic, așa când îl vezi la televizor și mergând, făcând live-uri și alte lucruri, a provenit dintr-o galerie de fotbal. El are un trecut academic până la urmă, dacă stăm să ne gândim. Ei bine, partidul ăsta, care a beneficiat și de multă simpatie în anumite zone, chiar ale presei, partidul ăsta, pe măsură ce s-au apropiat alegerile, a devenit un fel de partid de sistem. Principiile le-a uitat. Nu discută despre principii decât atunci când are interes. La fel ca și partidele vechi. PSD, PNL. Acum a venit domnul Simion și a zis așa: băi, ticăloșii ăștia de la PSD și PNL și ăilalți care sunt pe acolo, și că, domne, dau o lovitură de stat și comasează alegerile. Și pe noi asta ne lovește drept în moalele intereselor noastre principiale pe care le avem. Așa că dă-le încolo de principii, ca să nu spun altfel unde să le dai de principii, ia luați voi pe toți ticăloșii care sunt în partidele vechi și caut acum un ciolănuț aurit, aduceți-l la noi, că dacă ăia sticăloși, hai să fim și noi
cel puțin la fel de ticăloși, dacă nu la fel de ticăloși ca și ei, luând ce au dat ăia afară. Înțelegeți? Și asistăm așa la un fel de, să spun eu, partid care pe o față are aur, pe partea cealaltă are alamă. Adică, de așa. Să vă dau niște exemple. Da, un exemplu este că a venit, mai lasă-mă un pic cu imagine. A venit domnul Simion în Neamț, mai zilele trecute. Și a venit și a zis, domnule, noi venim, facem o adunare, așa, să strângem semnături. Și a apărut domnul Simion, a fluturat niște liste pe acolo, s-au adunat câțiva oameni, s-au adunat sute de oameni, să zicem, ca să nu fim răi. Și ce facem? Și o conferință de presă. Noi facem conferință de presă în stradă, să ne audă cine? Faci conferință de presă să te audă cei care au venit cu tine acolo? Și facem nu conferință de presă lungă, că noi nu avem ce să spunem. Noi scurte, așa, pac, 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 pac. Și a plecat. Și a plecat. Așa printre, nu dinți, printre cuvinte, a zis, domne, zice, noi am adus un candidat la Piatra Neamț, îl lansăm acum, zice, domne, omul ăsta este cu familia, e partea noastră. Altfel un om, ok, și cunosc, am avut ocazia să-l cunosc în campania trecută, când era la PNL. Parte a sistemului ticăloșii despre care vorbește Aur acum. Dar nu mai contează, omul este onorabil, nu avem ce discuta. După cum onorabil este și domnul Lavric, care candidează pentru Aur la Consiliul Județean. Problema este că una e să fii onorabil, alta e să ai cuvintele la tine, alta e să știi filozofie și o mare plăcere să faci emisiuni cu el. E o mare plăcere să faci emisiuni cu el. Și alta e să fii pus în postura să candidezi la Consiliul Județean când nu știi cu ce se mănâncă legea administrației publice locale și ai fost pus în postura acum să ieși în față și să vorbești despre lucruri pe care nu le cunoști, chiar nu le înțelegi câteodată. Pentru că nu ai practica necesară. Deci domnul Simion a venit, a plecat și a zis, bă, voi de aici, organizația veche, ăia care au venit și au stat și au făcut cu încăpățânare niște conferințe de presă la care, să vă spun, te duceai, adormeai, plecai, veneai, nu se uita nimeni, stăteai în picioare tu dacă veneai de la presa scrisă, că n-aveai unde să stai să notezi ceva, adică nu contează, ăștia de la presa scrisă, contează, stați în picioare acolo. În rest, camera lor pe mijloc și unde mai puteai te așezai și tu. Cam asta e organizarea la Aur, sub conducerea, cred că doamna Dumitrina Mitrea era atunci, acum nu mai știm cine conduce Aur, că ar fi venit un coordonator, dar nu s-a anunțat nimic, etc. Bun. Deci, ăia care au muncit au fost dați deoparte, a fost adus un fost consilier județean de la PNL. Bun. Între timp, cei de la Aur au ieșit în stradă. Nu mai fac conferințele de presă în sediu, ci le fac în fața Consiliului Județean, ticălosul Consiliului Județean, le fac chiar în fața intrării de la Consiliul Județean și ele sunt, vă spun de pe acum, haioase. Sunt foarte haioase pentru că avem un limbaj dur, direct, sistem ticăloșit, clică, etc. Așa. Ia hai să auzim un pic, dacă putem, dacă mă ajută și Bogdan și eu reușesc să dau drumul. Aflăm ca de obicei la conferința de presă de dimineață de joi, iarăși ne aflăm în fața Consiliului Județean. Poate că data viitoare vom merge în fața parchetului sau în fața poliției, pentru că acolo este locul celor care conduc acum primăria și Consiliul Județean. În ultimele zile, bătând
județul, am intrat în realitatea autentică și dureroasă administrației din Neamț. Și mi-am dat seama că acest județ este parazitat de o încrengătură, de o rețea de potrogari, alcătuită din primar, din consilier, din firmele complice, indiferent că sunt firme de consultanță, de construcții sau de proiectare, toate la un loc, întrebându-mă cam câți număr de paraziți sunt. Cred că sunt peste 5.000 de oameni care lucrează în administrație sau în firmele complice și care vă sug pur și simplu finanțele. Fiecare primar se crede rege pe împărăția lui. El este de fapt un rege căpușă care este înconjurat de niște femei care duc niște hârtii într-o parte într-alta. Când te duci la primar și ceri socoteală, îți închide gura dacă nu te pricepi cu un articol de lege. Tot timpul dă impresia că nu doarme noaptea de grijă a comunității. În realitate, acest rege căpușă, împreună cu complicii de care vă spuneam, nu fac altceva decât să se îmbogățească pe seama sărăciei voastre. Deci, discursul în sine arată o realitate. Primarii sunt stăpâni pe zona lor, asta cu femeile care aleargă în jurul lor să le aducă niște hârtii, poate mai sunt și bărbați pe acolo, cine știe, nu știm. Așa. Că avem firme căpușă la Consiliul Județean, la primării, este corect, toată lumea știe. Că se sifonează banul public, este corect. Care este hiba în acest discurs? Domnul Lavric este senator de Neamț din 2020. Eu o să mai pun o dată dacă reușesc să ajung la pasajul respectiv. Acolo este locul celor care conduc acum primăria și Consiliul Județean. În ultimele zile, bătând județul, am intrat în realitatea autentică și dureroasă administrației din Neamț. Deci, domnul Lavric este senator din 2020. A intrat în realitatea dureroasă administrativă a județului Neamț în ultimele zile bătând județul. Dacă domnul Lavric n-ar fi candidat la Consiliul Județean, probabil n-ar fi bătut județul în ultimele zile și n-ar fi aflat realitatea dureroasă a județului Neamț. Asta este marea problemă. În ultimele zile. În rest, nu. Și mi-am dat seama că acest județ este parazitat de o încrengătură, de o rețea. Deci, în ultimele zile ne-am dat seama că acest județ este parazitat de o încrengătură. Țin să le spun celor de la AUR că despre încrengături, despre județul condus de clică, etc., se tot scrie de mult timp. Despre necazurile nemțenilor vis-a-vis de relația cu administrația locală, județeană, națională, se tot scrie. Nu am văzut o reacție AUR nici măcar atunci când au fost sesizați de multe ori. Poate au fi fost unele care nu le știu eu. Deci, avem această problemă cu un partid ale căror principii, alea care sunt clamate, eu le simpatizez. Despre suveranitatea națională, despre familie, despre tradiții, despre credință. Istoria națională să-și ocupe locul ei cu bune și cu rele, să nu aruncăm la gunoi valori care sunt valori adevărate, dar care au intrat pe niște liste absolut arbitrar întocmite pentru că este interesul unora sau altora. Dar de aici până la a veni acum să spui că, domne, am văzut realitatea în ultimele zile, este o problemă. Este o problemă și încerc să mai găsesc un pasaj. Administrație sau în firmele complice, de fapt un rege căpușă care este înconjurat la o parte această clică, această cohortă cam de 5.000 de oameni. Gândiți-vă că populația județului Neamț, care este peste 450.000 de suflete,
este căpușată și parazitată de 5.000 de oameni, sau ceva mai mult de 5.000 de oameni. Dați-i la o parte, pentru că altfel soarta voastră nu se va schimba. În toate satele în care am fost, am văzut același spectacol deplorabil. Vă rog să fiți atenți aici. Case părăsite, femei bătrâne, încovoiate. Bărbații de obicei sunt descompuși, mai ales cei care sunt la pensie, cu fețe abrutizate din cauza băuturii. Cele mai frecventate locuri sunt cârciumele sau magazinele alimentare. Atât. În rest, totul, peste tot domnește o sărăcie. Rar când mai vezi câte o vită sau câteva păsări oploșite într-o livadă. Să vă dau un exemplu de ceea ce înseamnă rege căpușă. Deci, imaginea pe care o vede domnul senator este corectă în proporție de, să spunem, 50-60%. Da, populația este îmbătrânită, sunt mulți oameni abrutizați, dar nu toți oamenii sunt abrutizați la țară. Găinile le vezi mai rar în livez, pentru că de obicei găinile stau în alte zone ale gospodăriei. În livez vezi altceva. Câte o vită abrutizată sau nu o mai vezi și pe aia, dar de obicei vitele sunt și ele la păscut, nu le vezi pe drum când mergi, iar faptul că magazinele alimentare sunt vizitate, mi se pare un lucru normal, aia cu cârciumele din cele mai vechi timpuri, ca să spunem așa, am avut cărciumele pline. A uitat domnul președinte, de senator, pardon, viitor președinte al Consiliului Județean, cum spune domnia sa, și m-aș bucura să-l văd dând piept cu realitatea administrativă și cât de repede aștept să văd cât de repede își va schimba discursul după ce dă piept cu realitatea administrativă. Deci, a uitat să amintească despre biserici, despre preoți, pentru că face parte, este vorba de o coloană de influență care ține de unul din principiile fundamentale ale AUR. Cam atât despre acest discurs, frumos și corect în multe locuri, așa principial vorbind, dar care ascunde în spate o lipsă de cunoaștere a realităților care trebuie compensată în perioada următoare. Dar ce ne facem cu logica? Dom'le, clica asta de tâlhari care conduc localitățile, județul, sunt răi. Locul lor este la parchet și la poliție, ne-a spus domnul Lavric. Dar cum se face că aflăm noi că fost primar sau foști primari PSD sunt viitorii candidați AUR după ce au avut probleme cu parchetul, cu poliția și cu alte asemenea lucruri și au fost subiect de presă pentru lucruri dovedite ca fiind făcute nu în folosul comunelor sau al județului, ci în folosul lor personal. Cum justifici că ai luat un fost primar PSD și îl pui să candideze așa? Că dacă a plecat din PSD nu mai e ticălos, este bun și a ajuns în AUR, gata, AUR-ul l-a purificat. E ca acolo cu alchimiștii, dacă țineți minte. Ei fier sau nu știu ce și printr-un proces îl transform în AUR. Brusc, toți care vin în noul partid, în partidul lui Simion, se transformă în puriști din punct de vedere ideologic și trec printr-o spovedanie și o împărtășanie care le
spală toate păcatele vechi? Care este credibilitatea în cazul acesta și cum poți justifica abdicarea de la niște principii? Ăia sunt ticăloși, atunci când scap de ticăloși, mă fac și mai ticălos, folosesc ticăloșii ălora ca să pun mâna pe putere, să scap de ticăloși? De un ce garanție avem noi că acest partid, cu principii foarte ok, odată ajuns la putere, nu va merge mai departe pe aceeași logică? Am luat un ticălos, l-am făcut la AUR primar, găsesc ticăloși după ce câștig în administrație și ce fac? Îi purific, îi transform, îi iau și folosesc cei 3R de pe timpul lui Ceașcă și îi refolosesc după ce au intrat în AUR și s-au purificat. Și atunci, dacă eu folosesc, că nu poate domnul Lavric, domnul Simion să dea afară funcționarii din CJ, partea clicii, din câte am înțeles, sau din primării, toți funcționarii. Nu poate. Poate să-și aducă niște consilieri, poate să-i controleze, dar nu-i poate da afară, sau cel puțin nu dintr-o dată. Sau cel puțin nu atâta timp cât nu avem un stat totalitar, autoritar. Și atunci, revin și cu asta închei, care este garanția că după alegeri câștigate de AUR, nu vom asista la folosirea clicii ticăloase și a, cum spunea acolo cu primarii, mici zei locali, baron local, ce erau ei pe acolo, nu vom asista la o cooperare cu ei, așa cum am asistat la abdicarea principiilor înainte de campanie electorală. E doar o întrebare. Repet, am simpatizez cu principii de la AUR. Cu modul în care se face acum transpunerea acestor principii în practica electorală și mai ales când o fac oameni deștepți, nu oameni fără minte, fără carte și fără principii, nu? Ne oprim aici. Cele bune, să aveți o sfârșit de săptămână senzațională.